Suntem în ultracentralul capitalei, chiar în zona Piața Unirii, și avem un frumos imobil dispus pe 3 nivele, care vine la pachet și cu o frumoasă terasă pe care o vom vedea imediat. Acesta este partea de intrare, accesul se face separat față de celălalt imobil. Avem practic o intrare comună, cu un vecin care este un om de foarte bună calitate. Și de aici vom accesa noi partea de demisol. Vedem mai întâi partea de demisol, pentru că aici avem noi partea de depozitare și de organizare a casei. Vedem și centrala termică. Avem depozitare cât cuprinde, zona de depozitare care se poate schimba ca destinație dacă se dorește, se poate transforma într-o zonă de lucru sau eventual chiar și spații de birouri. Se poate folosi acest spațiu și cu alte destinații, evident. De aici avem acces și la un grup sanitar, o baie care de asemenea se poate folosi, avem cadă, încălzire, racorduri și canalizare, tot ce trebuie. O zonă de depozitare aici, sub scară. Iar pe partea de parter avem noi bucătăria. O bucătărie foarte drăguță și destul de spațioasă, cu aerisire. Deasupra acolo se vede și un aparat de aer condiționat modern. Aceasta este zona de gătit, zona 2 de gătit, masa de încălzit mâncarea, iar aici avem un dormitor care poate fi un cameră a copiilor, cu aceste paturi suprapuse. Aerisire, iar de aici avem noi partea de depozitare, o zonă de depozitare care se poate de asemenea transforma într-o zonă de lucru dacă se dorește, iar aici avem un grup sanitar cu această frumoasă cabină de duș. Avansăm, vom urca acum la următorul nivel, unde avem relativ aceeași compartimentare, doar că un pic diferit. Noi bucătăria având-o la parter, aici avem practic o zonă de socializare, destul de drăguță și frumușică, aerisită, zona este foarte liniștită, deși suntem practic în ultracentralul capitalei. Aici avem un dormitor matrimonial, cu tot cu zona de lucru, iar aici un spațiu de depozitare. Alături, un grup sanitar, la fel, cu aceeași compartimentare, avem această frumoasă cabină de duș. Și de aici vom avansa acum spre terasă. Și de aici ne vom arăta foarte bine și locația unde ne aflăm noi, ca și poziție. Aceasta este terasa. Terasa cu zona aceasta de loazir splendidă. Ce se vede? Cutia aceea de la Pepsi este chiar în blocul unde este restaurant Horoscop. În fața noastră este Biserica Sfânta Ecaterina, iar pe latura opusă bisericii se află Palatul Patriarhal. Zona este foarte liniștită și foarte frumoasă, iar noi vă oferim această superbă terasă. Vă aștept cu drag la vizionări. Daniel, Apolum 94.